Doamna decan, dumneavoastră de foarte mulți ani pregătiți specialiști pentru zona aceasta de turism. Încercăm să facem o retrospectivă, să ne uităm un pic la anii care au trecut și să ne spuneți, mulți dintre ei au părăsit România pentru că a fost un val de emigrare, inclusiv din acest domeniu al turismului, pe toate palierele de specializare. Aș spune că nu chiar atât de mulți în ceea ce privește absolvenții noștri, cel puțin așa după informațiile pe care le deținem. De ce spun asta? Pentru că avem situații diferite. Avem absolvenți care au ales într-adevăr să plece în străinătate, fie să-și continue studiile, să se specializeze în niște domenii pe care noi aici în România nu le puteam oferi așa la nivelul exigențelor, să spunem, internaționale. Mă refer la studii pe hotelerie sau studii culinare mai avansate. Lucrurile s-au mai schimbat între timp, evident, dar dacă privim în urmă, au fost asemenea tendințe. Fie au urmat un masterat, fie, într-adevăr, au urmat un internship într-un lanț hotelier și au rămas mai mulți ani să lucreze acolo. Și, într-adevăr, sunt foarte mulți care au revenit în țară, fie după finalizarea studiilor, fie după o anumită experiență turistică în hoteluri de lanț internațional sau în, pur și simplu, în destinații absolut din toată lumea. Dar sunt, într-adevăr, și foarte mulți absolvenți care au rămas în turismul românesc. Dacă facem așa un inventar, regăsim absolvenții noștri în absolut toate segmentele de turism. Turism rural, că ați vorbit de turism rural foarte mult și foarte frumos. Avem foarte mulți absolvenți care au devenit chiar antreprenori în acest domeniu. Avem absolvenți care lucrează în hoteluri din stațiunile montane sau din stațiunile de pe litoral sau chiar din stațiunile balneare. Și exemplele pot continua, evident, cu foarte mulți care lucrează în agențiile de turism. Și aici regăsim un număr impresionant de absolvenți ai facultății noastre. Doamna decană Țigu, știu că țineți legătura și aveți o comunicare directă și continuă cu mediul de business. Ce vă spun antreprenorii referitor la pregătirea studenților, a absolvenților, lucruri pe care dumneavoastră le puteți dezvolta, le puteți implementa în cadrul ASE? Da, este, să spunem așa, un light motiv pe care îl auzim de mulți ani și cu toate eforturile noastre încă este nevoie să ne apropiem de mediul de afaceri, în sensul că de multe ori absolvenții noștri, mai ales cei care termină doar programul de licență, nu au suficientă experiență în turism sau nu au absolut deloc. Sunt foarte mulți tineri care nu doresc neapărat să se angajeze să lucreze în timpul facultății și atunci vor să-și înceapă cariera imediat după finalizarea studiilor. Dar sunt și mulți care lucrează în vacanțele de vară sau lucrează chiar în timpul studiilor și asta poate să fie un avantaj pentru ei la angajare. Dar, într-adevăr, această relație cu mediul de afaceri se bazează în principal pe această idee. Cum să facem studenții să capete de prinde practice încă din timpul studenției, să nu aștepte să termine și apoi să înceapă cu o experiență, să spunem, de la zero în turism. Aici este cheia. Cum am încercat de-a lungul timpului să rezolvăm această, să zicem, problemă, prin multe parteneriate pe care le avem cu toate, astăzi avem cu toate asociațiile profesionale din turism. Avem, desigur, și un parteneriat strategic cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Reușim să avem parteneri numeroși, aș spune astăzi, de practică pentru studenții noștri și mai încercăm și încet, încet reușim să punem în aplicare și câteva cursuri pentru adulți în domeniul turismului și mă refer la ultimul curs pe care îl desfășurăm cu ajutorul Ministerului
Mă refer la cursul de manager destinație turistică și domnul secretar de stat chiar a Îmi participat la îndrept privirea unele întâlniri. către domnul secretar de stat rus și aș vrea să știm detalii despre cum se regăsește susținerea pregătirii forței de muncă, nu numai pregătirea academică de specialitate și de nivel mai scăzut și cum o puteți susține prin programele pe care le aveți, dar și în strategia națională a României pentru dezvoltarea turismului, pentru că înțeleg că este pe perioada 2023-2035, da? Da, este strategia de dezvoltare a României, da, pe care ne-o propunem, dar așa cum spunea doamna profesor, cursurile pentru pregătirea managerilor de organizații de management a destinațiilor sunt prioritare pentru noi. De ce sunt prioritare? Pentru că noi încercăm să stimulăm și să încurajăm cât de mult realizarea acestor organizații de management a destinațiilor la nivelul UAT-urilor, Consiliul Județene și cele regionale, pentru că credem foarte mult în acest parteneriat public-privat. Aceste OMD-uri, practic, sunt o asociere între public și privat, care dau posibilitatea atât privaților cât și UAT-urilor să-și pună cuvântul și să-și aducă un rol important în dezvoltarea localităților, a județelor și a promovărilor pe plan intern și pe plan internațional. Și mulțumim pentru sprijinul pe care ni-l acordă doamna profesor, pentru că este esențial pentru noi ca să putem pregăti personal de specialitate. Știm foarte mult că industria are nevoie de oameni bine pregătiți. Știm foarte bine, la fel, pentru că nu avem în momentul de față atât de mulți oameni pregătiți, suntem nevoiți să aducem și să importăm forță de muncă. Apropo de asta, am văzut un lanț important de restaurante din București care a anunțat că renunță la colaborarea cu forța de muncă străină pe care a adus-o și că angajează, cred că era vorba de aproape 200 de români pe zona aceasta de restaurante. Da, este important că avem pe ce pune mâna la un moment dat, dar trebuie să recunoaștem că în plin sezon, antreprenorii de turism din România au nevoie de mult mai multă forță de muncă, pe care deocamdată nu o putem găsi în țară. Și atunci se pune problema ce facem. Trebuie să aducem forță de muncă, nu totdeauna este specializată, dar va trebui ca noi, împreună, prin eforturile noastre, să încercăm să o specializăm și mai mult decât atât, să o ținem aici, în țară, pentru că vom avea nevoie de ea în plin sezon. Am să vă spun de ce insist pe zona aceasta de a încerca să venim cu oferte de forță de muncă pentru românii din străinătate, dar înainte de a reveni la întrebare, mă uit către doamna decan Țigu și vă întreb, doamna Țigu, români care poate au studiat în străinătate până la o anumită vârstă, în sens invers, și au ajuns aici, poate la liceu sau în prag de facultate, aveți în cadrul ASE? Da, foarte interesantă întrebare. Avem copii care au crescut în diaspora, în Italia sau în Spania, și au venit până la urmă să studieze la universitate în România, în țara lor, practic, în care s-au născut, poate, sau în țara părinților lor. Avem din ce în ce mai multe asemenea situații și ne bucură foarte mult acest lucru, pentru că înseamnă că undeva există un interes de a se întoarce la rădăcini și un interes de a învăța pentru a contribui la dezvoltarea turismului în România. Este într-adevăr un fenomen. Dacă ar fi să invitați pe telespectatorii noștri, mai ales că știu că ați fost plecată prin țară în ultima perioadă, acum, pentru că ne apropiem de sărbătorile de Paște, din perspectiva studenților pe care îi aveți, pentru că știu că sunt nu doar din București, din întreaga țară, unde le-ați recomanda? N-aș vrea să se supere nimeni pe mine că fac anumite recomandări, dar iată, am pus aici un fond în Zoom dintr-o zonă din care tocmai m-am întors, respectiv Bucovina. Deși se apropie Paștele, iată, avem încă zăpadă, dar se va duce, se va face vreme frumoasă. Bucovina este pregătită să întâmpine oaspeții de Paște. Am auzit chiar oameni din turism, din pensiuni sau chiar din OMD Bucovina, care pregătesc intens programe turistice pentru următoarele sărbători foarte, foarte importante pentru zonă și pentru noi toți.